Quest. El va fi lansat de compania din Kyoto Nintendo pe data de 18 noiembrie. Cătălin, bine ai venit în studio, dar înainte de a spune orice, tu știi, vreau să te întreb un lucru. Știi ce întârziere au avut trenurile de călători, fie ele de stat sau private, în 2021? 6 ani, am auzit. 6 ani, am primit de la cineva un gif. CFR organizează nunți în tren. Tensori la Satu Mare, iar când ajungi la Constanța, faci nunta de aur. Ce bună! Da. Și un divorț, dacă poți să cobori de asta, mai e greu. Da, mai e greu, dacă poți să cobori. Da, e greu cu trenul în România. E greu cu totul în România, din cât îmi dau seama. Să fie un pic chiar mai greu. Ia să vă explic un pic o motivul situație. Motivul pentru care ai venit, da. Pentru de ce am venit eu aici, o situație cu curentul electric. Stați un pic să vedeți ce s-a întâmplat. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, prieteni, continuă încercările de a modifica, de a rearanja ordonanțele privind modul în care vom plăti curentul electric, compensarea facturilor. Știți că e prea scump pentru orice cetățean din lumea civilizată să plătească prețul la curent acum. Se caută diverse soluții astfel încât să se găsească un echilibru între ce plătim noi, ce plătește statul și ce câștigă marile companii din industria asta, care producători, furnizori, distribuitori, cu toții au reușit să facă un ban grămadă. Probabil cel mai mare. Dar e un lanț iral acolo. Da. E un lanț care pleacă de la producători, se duce apoi către distribuitori și către furnizori și în momentul în care vrei să cumperi curentul de pe o piață, că așa e, chiar o piață de curent, el neputând fi stocat, se cumpără de pe o zi pe alta la niște prețuri ireal de mari. Și v-am povestit săptămâna trecută că se încearcă o dereglementare a pieței sau chiar o înghețare a pieței. Se pare că s-a găsit o soluție. PSD vine cu propunerea asta și zice așa: dom'le, de când vom adopta noi ordonanța asta sau ce act normativ va fi ea, prețul curentului electric va fi 1,2-1,3 lei pe kilowatt pentru toată lumea. Okay. Asta e stabil, adică cum plătește acum 0,86, crește de la 0,86 la 1,2 sau la 1,3, da? Da. Că astăzi e 0,86 și e plafonat și restul plătește statul până la 1300 de lei. Mă rog, nu mai intru, că de acolo zice lumea că, dom'le, nu e treaba noastră. Păi și acolo treaba noastră, că tot din banii noștri. Așadar, majorare pentru fiecare kilowatt de la 0,86 la 1,20. Asta e o majorare de 40 de bani. Înmulțiți voi cu câți kilowatts consumați într-o lună și o să vedeți câți bani dați. Pentru o factură, știu eu, de 100 de kilowatts, încă 40 de lei cam pe aici. Așa ar fi. S-a gândit PSD că nu e tocmai rău. Și zic ei, pentru cine e, domnule, într-o situație de asta extrem de complicată, dar nu sunt foarte mulți, că aici e șmecheria și PSD știe foarte tare, noi le mai dăm niște bani sub formă de vouchere. Ești, ai nevoie ca un ajutor social. Ești într-o situație complicată, nu poți plăti, ești sărac, pac, ia un voucher de plată aici. Asta e toată șmecheria, pentru că eu v-am mai spus în acest program, România nu întâmpină de fapt mari probleme cu prețul la curent electric pentru consumatorii individuali, pentru că 4 milioane de locuințe din țara asta consumă 53 de kilowatts pe lună. 53 de kilowatts pe lună... Nimica toată. Cred că becurile noastre de aici, din studio, când facem televiziune, consumă mai mult de 53 de kilowatts, da? Adică să înțeleagă lumea asta. E o nimica toată, e ceva foarte puțin, da? Numai că cine plătea 53 de kilowatts cu 0,80, acum va plăti 53 de kilowatts cu... 1,2. Ok, și zice guvernul, bă, dacă nu vă descurcați la prețul ăsta, mai vă dăm un voucher. Ok. Bun. Hai să vedem. Asta e prima chestiune. A doua chestiune este, și asta e foarte interesant, aici va trebui să explice domnul Ciolacu ce a făcut guvernul României când i-a invitat pe toți cetățenii României care nu mai pot respira să treacă la hidroelectrică. Țineți minte de câte ori a pășit domnul Virgil Popescu? Numai eu. De câte ori făceam un interviu cu el. Dar câte discuții au fost și în radio. Și a zis, domnule, treceți la hidroelectrică. E scump? Treceți la hidroelectrică. Că la hidroelectrică e 0,70 sau ceva de genul ăsta. Și multă lume a trecut la hidroelectrică, că e 0,70. Și acum vine estimatul și zice... 1,2. Ce-am făcut, bro? Cum s-ar spune, ce-am făcut?
Băi, i-am luat pe Guguștiuș de la 0,70 și ducem la 1,2, lăsați că ne discutăm, ne descurcăm noi. Asta, prețul ăsta care e în afara pieții, este un bonus, de fapt, pentru marile companii de distribuție, care nu-și mai pierd clienții, că în momentul ăsta nu mai e de ce să pleci. Nu mai pleci de la 0,80 dacă tu știi că e 1,2 sau, mă rog, nu mai pleci de la, că dau nume acum, Enel, NG, că nu mai e de ce să pleci, că o să fie peste tot la fel. Da. Asta e propunerea, deci salvează cumva, îi ajută și pe oamenii de la companiile alea care probabil că pierdeau unii clienți. Domnule, rămâne la fel la toți și asta e propunerea pe care o avem pe masă și plus, dar aici nu înțeleg deloc și nu mă duc în nicio explicație, 15% din piață să rămână liberă, zice PSD. Nu înțeleg cum, nu înțeleg care 15%, cum funcționează. Și iarăși ce nu înțeleg este cine, unde, cât și cum plătește diferența. Pentru că astăzi chiar la 1,2, 1,3, 1,4 nu este prețul real pe care distribuitorul ți-l dă, că el nu cumpără curent electric la prețul ăsta, el cumpără mult mai mult, că după cum știți sunt contracte care au ajuns și la 4 lei. Bănuiesc că aveți ofertele, da, mână, fiecare dintre noi a primit contract ofertă, da, de 4 am lei. Am primit 4, da, lei, da. 4 lei. Cine plătește de la 1,2 la 4 lei? În ce condiții și cum plătește? Aici mai e un pic de ajustat, mai e un pic de lucrat. Dar asta e propunerea. V-am mai spus ce se întâmplă. Cu blocarea pieții, să dea domnul să avem destul curent electric, să bată vântul ca să fim pe export de curent electric și atunci avem condiții, că dacă nu bate vântul și suntem pe import și începem să cumpărăm de la vânturi, nu ne mai ajută nimeni. Nu ne mai ajută nimeni, că nimeni nu o să plătească prețul ăsta. Asta e, prietene. Acum e propunere. Deci, încă o dată, nu intră de mâine, nu se întâmplă mâine. Nu. E doar o propunere să punem pe masă, începe scandalul, o să vedeți și vedem unde se ajunge. De la 1,2 poate e primul preț, poate să duce la un leu. N-ai de unde să știi. Mai lași tu, mai pune celălalt. Da, da, da. Negociere din asta. Negociere, da. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, o puteți găsi integral în curând pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live. Oriunde mergi, orice faci, I listen everywhere, in the car, the gym,